am văzut că v-a plăcut videoul despre Călin, așa că astăzi voi abate un nou subiect. Mă rog, e vechi de câteva zile, dar încă este proaspăt. Este vorba despre Epic Shorty și Motan Show. Epic Shorty făcea un live în care era în confă cu câțiva abonați, iar aceștia i-au spus de clipul lui Motan Show în care îi învăța cum să falsifice carduri. Acesta s-a uitat la clip și a dat report pentru fraudă, iar YouTube a luat măsuri și a dat jos canalul de gaming unde uploadase acel clip. Acum, mulți îl înjură pe Epic Shorty că el i-a dat canalul jos. Ei bine, putea oricine să-i dea report că YouTube-ul tot lua măsurile, deoarece a încălcat regulile comunității. Puteam să-i dau eu, putea să-i dea, nu știu, Zapi TV, Codrin Bradea sau chiar tu. Însă Motan Show acum are pică pe Epic Shorty. În videoul de răspuns al lui Motan Show, tot ce făcea el era să se plimbe prin parc și să-l înjure pe Epic Shorty. Și de frică a dezactivat comentariile și de aceea are peste 8000 de dislike-uri, deși el are canalul cu 50% mai mare. În schimb, Epic Shorty a lăsat comentariile active, a vorbit frumos despre această ceartă, iar lumea i-a dat dreptate. De aceea, el are doar 3000 de dislike-uri, iar, cum am spus, cu 50% mai mare canalul Motan Show are 8000 de dislike-uri și comentariile dezactivate, de frica a ce putea să comenteze lumea. Eu unul nu-l susțin pe Epic Shorty pentru că este gamer precum eu. Mulți probabil asta gândesc acum. Nici măcar nu s-a abonat la el. În schimb, nu-mi place deloc Motan Show că el copiază clipuri de la străini. Are exact aceleași titluri și aceleași thumbnail-uri. Puteți să căutați pe YouTube roastul lui Motan Show făcut de iHaz, doi băieți din Slobozia, mi-a plăcut foarte mult clipul ăla. Acum mulți fani ai lui Motan Show mă vor înjura, așa că pentru cei ce îl susțin pe Motan Show vreau să spun doar atât. Dacă vreți să vedeți canale bune care fac topuri, vă recomand 5 care nu copiază clipuri. Jokerul Virtual, Doza de Cultură Generală, Atenție Cadmere, Top 8 și Zaiafet. Așa că înainte de a-l mai susține pe Pisoi, vă recomand să aruncați o privire la acestea. Știu că posibil îmi voi lua hate, dar măcar mie nu mi-este frică să las comentariile active. Așa că sunt gata să vă văd nivelul de IQ. Sunt curios și de părerea voastră. Așa că lăsați în comentarii ce credeți și vă promit că le voi citi pe toate.